O zi plină de răsfăți la Clubul Pensionarilor. Elevii Liceului Tehnologic Petres Aurelian le-au făcut astăzi o surpriză membrilor clubului. I-au tuns, coafat și le-au făcut manicura. Pe scurt, le-au oferit o zi de relaxare. Nu este primul an, colaborăm cu această unitate de peste 15 ani. Am făcut o mică pauză în perioada de pandemie. Și de anul acesta am fost chemați să colaborăm din nou, să reînnoim aceste parteneriate. Copiii sunt bucuroși, în primul rând, că își desfășoară stagiul de practică în meseria lor. Lucrează în liniște, lucrează ceea ce fac și la școală și se desfășoară activități în principiu de voluntariat. Cum ți se pare ideea de a face practică într-un alt fel de mediu, ieșind din laboratorul de la școală? Destul de bun. Domnul, ce tunsoare a vrut? A vrut prin părți cu patru și sus din forfecă. E prima dată când faceți practică pe oameni? Nu, mai facem și la saloane, dacă venim cu model. Pentru că experimentăm lucruri noi pe diferite persoane. Păi, spre exemplu, așa în clasă ne aranjăm între noi, dar așa luăm legătura și cu alte persoane din mediul exterior. Descoperim ceva nou și la persoane, cum sunt și ceea ce ne cer. Ceea ce facem noi ne place foarte mult. Învățăm și modele noi, dar și exersăm, adică putem să ajungem la un nivel mult mai mare decât suntem acum. Seniorii au fost foarte încântați de interacțiunea cu cei tineri și spun că este o ocazie perfectă de a ajuta pe copii să se acomodeze cu cerințele reale ale meseriei alese. De bună ideea că aduce băieții ăștia și ne atundești pe noi pensionari. Contează pentru ei? Credeți că contează faptul că au și ei unde să facă practică? Da, contează foarte mult, că trebuie să învețe și unea. Noi fiind mai în vârstă, nu suntem așa de pretențioși cum sunt ăștia tineri. E bine, nu e pentru noi. Aveți încredere să vă lăsați pe mâna lor? Păi trebuie să, dacă nu înveți practicând, atunci și înveți. În semn de apreciere pentru copii, pensionarii i-au așteptat cu expoziție de mandale lucrări realizate de ei în cadrul activităților clubului coordonat de Direcția de Asistență Socială Slatina.